Bună, vă salut de aici la Liga Prieteniei din zona sud. Am urmărit un meci între cei de la Liverpool și cei de la Liverpool, nu? Laurențiu, da, e Liverpool Team și Liverpool Old Boys. Cum a fost să jucați așa între voi, practic? Sincer, a fost o bucurie să jucăm între noi. Chiar ne bucurăm că s-a înscris și Liverpool Old Boys. Ne face plăcere să jucăm cu ei în cupă. Sperăm că de la anul să fie și în campion, dacă nu sunt înscriși în campion, că încă nu știu asta. A făcut bucurie să jucăm astăzi cu ei. A fost un meci foarte frumos. Faulturi foarte puține, fără certuri, fără nimic. Ba, cred că a fost, că domnul, nu știu cum îl cheamă, Andrei Coman, dacă nu mă înșel, influențează foarte mult arbitrajul, nu se poate. Orice minge o aruncă în teren, orice minge pentru noi dă pentru el, că el e la el, vrea să câștige orice meci cu japca, softică foarte mult, nu se poate așa ceva. Da, să înțeleagă cei de acasă că ești ironic acum, să nu creadă alte lucruri. Acum într-adevăr, glumim, a fost un meci foarte frumos. Chiar aș vrea să se înțeleagă că nu influențează nimeni niciun fel de arbitraj. Meciul dintre noi și Old Boys sperăm să-l vadă și celelalte echipe și ceilalți colegii ai noștri, să înțeleagă că aici e totul de plăcere, de distracție și nu venim să ne înjurăm, să ne batem, totul este o plăcere. Chiar dacă e cineva pe primul loc sau chiar pe ultimul loc, nu contează. Venim să ne distrăm. Exact, asta a subliniat și Andrei și asta ar trebui să înțeleagă și celelalte echipe. Așa ar trebui să arate, domnule, un meci frumos. Fără certuri, fără faulturi, fără ironii, fără tot felul de supărări din astea, care până la urmă strică orice vibe, nu? Da, este, într-adevăr, sunt și mici ambiții, între noi n-a fost foarte mare ambiții, că ne cunoaștem, ne știm atâta timp și noi știam de cei de la Liverpool Team, să spun așa, că vom bate, dar și Old Boys se vor face o figură frumoasă în cupă, cu siguranță. Eu vă doresc și vouă mult succes și să ne mai vedem! Multă plăcere, la revedere! Iar voi nu uitați să intrați pe pagina noastră de Facebook, Liga Prieteniei, să ne dați un like, de asemenea să accesați site-ul nostru ligaprieteniei.com. Mulțumim frumos sponsorilor noștri, Brotac Medical Center, Eden Total Care și Cipita. V-am pupat! Brotac Medical Center este una dintre cele mai cunoscute clinici în domeniul serviciilor de îngrijire și recuperare medicală. Activitatea noastră în top recunoscută este susținută de un laborator propriu de analize și împreună cu doctori specialiști avem în grija noastră un număr foarte mare de pacienți. Formatul nostru multidisciplinar oferă o gamă completă de îngrijiri și reabilitare medicală. Brotac Medical Center. De peste 10 ani pentru sănătatea ta.